Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Ai un conflict? Încearcă medierea. Medierea, alternativa la instanța de judecată. Medierea rezolvă conflictul rapid și cu costuri reduse. Mediatorul ajută părțile să găsească soluția potrivită. Prin mediere, soluția este în mâinile tale. Găsești tabloul mediatorilor autorizați pe www.cmediere.ro. Petru Fasile vă spune cele bune. Dați-mi voie să reluăm un ciclu de emisiuni pe care și cu care am făcut audiență, îndrăznesc să spun cu respect pentru măria sa telespectatorul, Medieria încotro, o emisiune care, ca și atunci, o să afișăm și numărul de telefon, în măsura în care veți fi pe recepție cu noi să dialogăm în direct. Invitații mei de la această oră sunt domnul Ștefan Coste, președintele Camerei Mediatorilor din România și candidat pentru Consiliul de Mediere. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Împreună cu domnia sa, domnul Laru, prim vicepreședinte al Camerei Mediatorilor din România. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Medierea încotro poate fi o temă pentru mai multe întâlniri, așa cum am realizat anul trecut și o parte din 2013, o emisiune care a avut largă audiență și mă bucur că iată o putem relua. Bine ați venit, domnule președinte! Bună seara dumneavoastră și telespectatorul noastră, mă bucur că suntem din nou împreună, mulțumesc pentru invitație. Emisiunea de anul trecut și cea de acum 2 ani s-a desfășurat sub genericul Medierea este un drept. Ceea un bun, ce este național. Un bun național și un drept. Anul acesta am spus că suntem la un nou ciclu și am lansat o campanie încă din noiembrie anul trecut, campanie care poartă denumirea Medierea pentru Toți, iar în cadrul campaniei acesteia se va finaliza în luna februarie, începutul lunii martie, deci 26 februarie, 1 martie, cu o conferință națională, Medierea încotro. Medierea încotro este un titlu sugestiv la stadiul în care este medierea în momentul de față în România. Se încearcă a se trage niște concluzii și în același timp de a se găsi niște soluții pentru ca medierea să fie ceea ce reprezintă ea într-adevăr în celelalte state ale Uniunii Europene și dacă tot facem parte din Uniunea Europeană, să ducem și medierea acolo unde este locul. În cadrul campaniei Medierea pentru Toți, am generat o serie de teme, o serie de dezbateri și nu în ultimul rând am spus că este această campanie media pe care o desfășurăm împreună cu Televiziunea Moldova și cu Prima TV. Dar până ajunge să discutăm și aspectele care le-am gândit în momentul de față să le dezbatem la emisiunea dumneavoastră care va avea un ciclu de cel puțin 3 luni de zile, sperăm să continue și mai mult, vrem să vă spunem cum am gândit această serie de activități în cadrul generic numit Medierea pentru Toți. Această campanie vine ca o nevoie stringentă de a aduce la cunoștință nu atât cetățeanului, că cetățeanul i-am adus la cunoștință de-a lungul timpului prin mass media, prin diverse informări, ceea ce înseamnă medierea, care sunt avantajele, care sunt beneficiile medierei, ce se poate obține în urma unui proces de mediere. Această campanie Medierea pentru Toți vizează în primul rând instituțiile statului care intră în contact cu procedura de mediere, aceste instituții care au menirea să recomande părților mediere și nu numai să o recomande, ci să o și înțeleagă. Și în acest context am început o serie de negocieri și încheierea unor protocoale, de exemplu, aș enumera cu Inspectoratul Județean de Poliție Iași, cu care am discutat și am semnat protocolul de colaborare în care vrem ce vrem în domeniul acesta, în domeniul dreptului penal. Vrem ca cetățeanul care are nevoie de rezolvarea problemelor sau conflictelor care le are și care pot fi soluționate prin mediere să poată să apeleze la mediere. Este în avantajul celor de la organele de cercetare penală care atunci când
au posibilitatea sau cadrul legal le permite, vor recomanda medierea în condițiile articolului 6 din legea 192 și odată cu recomandarea medierii, această procedură va fi adusă la cunoștința părților, iar părțile sunt cele care vor decide în cunoștință de cauză dacă vor recurge la procedura medierii sau nu. Mai concret, noi am mai avut un protocol de colaborare și spunem că a fost eficient pe o anumită perioadă, dar a fost doar la nivel de informare, informarea cetățeanului și atât. În momentul de față trecem la o abordare distinctă, o abordare în sensul de a aduce și la cunoștința polițistului ce înseamnă procedura de mediere, ce avantaje are el dacă soluționează prin mediere conflictul. Decizia aparține cetățeanului și nu este decizia polițistului sau a procurorului sau a judecătorului final. Încercarea de soluționare a conflictelor, pentru care legea prevede că împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Și acesta este un mare număr de conflicte în domeniul dreptului penal, o serie de infracțiuni care într-adevăr pot fi soluționate prin mediere. Spun acest lucru pentru că dacă în campania de anul trecut ne-am manifestat într-o anumită formă în care am obținut doar informarea cât mai amplă a celor care aveau nevoie de mediere, spuneam că odată cu înțelegerea mecanismului, cum funcționează medierea, să coborâm și la nivelul celor care beneficiază de mediere instituțiile statului, pentru că în cadrul discuțiilor pe care le avem cu acele colective de polițiști, că vrem să mergem, discutăm cu acele colective de procurori, cu acele colective de judecători, care într-adevăr sunt cei meniți să aplice procedura mediere. Spun să aplice pentru că textul de lege de la articolul 6 din legea 192 spune foarte clar că organele judiciare vor recomanda medierea. Deci avem posibilitatea legală, atât în domeniul dreptului penal, cât și în domeniul dreptului civil, articolul 227 din Codul de Procedură Civilă, care spune că judecătorul recomandă părților medierea ori de câte ori este în interesul acestora să soluționeze conflictul. Eu cred că puteți interveni. Dacă îmi permiteți, aș sublinia câteva chestiuni. Noi, în Consiliul Director al Camerei Mediatorilor din România, am pornit de la faptul că medierea reprezintă o activitate de interes public. Ei, pornind de la acest articol, care este o normă juridică imperativă din legea noastră a medierii, am arătat faptul că trebuie ca noi mediatorii să ridicăm calitatea serviciului de mediere pentru întreaga comunitate în care ne desfășurăm activitatea ca și mediatori. De aceea am spus că medierea trebuie să se deplaseze de la nivelul acesta central, regional, județean și așa mai departe, la nivelul de bază. Și ne gândeam că medierea pentru toți înseamnă în primul rând medierea pentru persoane fizice, medierea pentru persoane juridice. Când am vorbit de medierea pentru persoane fizice, ne gândeam că cetățenii justițiabili și non-justițiabili trebuie să cunoască care sunt avantajele, care sunt valențele medierii. A spus domnul Coste că avem o serie de protocoale. Eu aș scoate în relief protocolul care îl avem cu Inspectoratul Școlar Județean, care ne-a permis să ne deplasăm la nivelul liceilor, la nivelul școlilor post-liceale, alte forme de învățământ preuniversitar și unde am arătat împreună ce este medierea, ce reprezintă medierea ca avantaj într-o procedură alternativă de soluționare a litigiilor. De asemenea, tot mergând pe această linie, am făcut niște discuții cu studenții de la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza, de asemenea discuții cu studenții și masteranzii și doctoranzii de la Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, tot la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Am arătat că e posibil ca, începând ca anul școlar și universitar din septembrie acest an, poate medierea să devină ca o disciplină facultativă opțională în registrul acesta de discipline de studii ale liceenilor și studenților. Este o posibilitate. Noi căutăm să facem demersuri pe linia aceasta, atât în plan local, cât și în plan central. Raportat la medierea pentru toți, aș evidenția și faptul că ne-am gândit la medierea pentru toate persoanele juridice. Deopotrivă, societăți comerciale, regii autonome, asociații, fundații, alte forme de organizare ca persoane juridice, ne adresăm lor pentru că noi cunoaștem că vremelnic,
aceste persoane fizice sau persoane juridice pot fi la un moment dat într-un litigiu, într-un conflict, într-o divergență. Și iată, noi venim cu oferta aceasta de a arăta că medierea de un număr de ani, și vreau să vă spun că sunt 9 ani, din mai 2006, de când a apărut procedura aceasta nouă a medierii, medierea poate să fie o alternativă de soluționare amiabilă a litigiilor. Iată de ce ne-am gândit la denumirea aceasta foarte generoasă, medierea pentru toți, pentru că noi dorim efectiv să avem în vedere o comunicare utilă, concludentă și pertinentă la cei de la baza piramidei sociale, dacă este bine spus așa. Repet, la nivelul persoanelor fizice, la nivelul persoanelor juridice. Iar demersul acesta al nostru, care are un număr de luni în urmă când a fost adoptat, începe să-și producă efectele. Spunea și domnul Coste că deja suntem cu unele protocoale și acorduri de colaborare deja încheiate. Deja sunt în prim proces de derulare, dar avem acum în vedere și alte acorduri și de colaborare și parteneriate cu alte instituții și autorități publice. Noi dorim ca, eu știu, cu adevărat medierea să devină o instituție publică și, cum am spus și în genericul nostru, medierea pentru toți, deopotrivă persoane fizice și persoane juridice. Eu am înțeles că domnul Ștefan Coste este și candidat din partea Camerei Mediatorilor, unde domnia sa este președinte acum, pentru Consiliul de Mediere din România, care își va alege, să spunem, membrii din Consiliu și apoi un președinte în scurtă vreme. Ce recomandă? De ce credeți că are așa curaj? Eu spun ca unul care îl cunosc și o știu ca un bun profesionist, am fost în atâtea locuri la întâlnirile dumneavoastră și am admirat priceperea, dincolo de profesia domniei sale de bază, de jurist și de specialist în domeniu. E o întrebare grea care mi-a adresat, dar o întrebare care, eu știu, capătă un răspuns pe măsură. Un răspuns din suflet, un răspuns care pleacă de la activitatea comună pe care o avem de un număr bun de ani. Vreau să vă spun că domnul Coste este membru al Consiliului de Mediere din ianuarie 2012. Mai mult decât atât, face parte și din Comisia Permanentă a Consiliului de Mediere. Cu alte cuvinte, Consiliul de Mediere e format din 9 plus 3 persoane, iată, dumnealui face parte din cei 9 mediatori aleși de toți mediatorii din țară. Și un plus în acest sens, cei 9 l-au ales și în primii 5, și anume cei 5 membri ai Comisiei Permanente a Consiliului de Mediere. Vreau să vă spun, din toate discuțiile care le-am purtat la nivelul municipiului București, la nivelul celorlalte județe, este o apreciere favorabilă, o apreciere laudativă la toată activitatea domnului Coste ca membru în Consiliul de Mediere, ca membru în Comisia Permanentă a Consiliului de Mediere. Aici vreau să subliniez, Consiliul de Mediere este organismul autonom cu personalitate juridică de interes public, care conduce, coordonează întreaga activitate de mediere din țară. Ce îl recomandă pentru un nou mandat? Vreau să vă spun că deja suntem în plin proces de desfășurare a alegerilor. Am intrat deja în calendarul de desfășurare a alegerilor pentru alegerile din acest an, 2015. Îl recomandă, în primul rând, faptul că această activitate care a desfășurat-o ca și membru al Consiliului de Mediere a adus o expertiză profesională remarcabilă. O expertiză profesională care este cunoscută nu numai la nivelul municipiului și județului Iași, nu numai la nivelul județelor din nord-estul Europei, ci este nord-estul Moldovei, ci și la nivelul întregii țări. Asta înseamnă colegialitatea, zici, hai, stăm acasă aici. Da. Eu știu că domnia să este nu, asta modest. Asta înseamnă o persoană realistă. Unu și doi, eu îl felicit pentru că a intrat și în audiovizual. Faptul că a obținut difuzarea acestui spot de promovare a medierii pe postul public și pe posturile private prin prezentarea obligatorie cumva a difuzării unui material de interes public. Nu e puțin. Asta este o secvență pe care o să o dezvolte domnul Coste pentru că știe prea bine cum a început și în ce situație ne aflăm. Fără îndoială că așa este. Ce vreau să mai spun? În afară de această expertiză profesională remarcabilă, este vorba și de profesionalism, este vorba și de calitate în domeniul serviciului
serviciilor de mediere. Vreau să vă spun, conduce biroul de mediator cu multă personalitate, cu mult profesionalism, cu calitatea tuturor serviciilor și fără îndoială, iată, sunt niște elemente care ne determină pe noi toți mediatorii de la Galați, toți mediatorii din Camera Mediatorilor din România, de la București și de în celelalte județe ale țării, să hotărâm prin vot ca domnul Coste să meargă încă o dată pentru a candida la Consiliul de Mediere și poate și la Comisia Permanentă acestuia pentru încă un mandat. Sunt și alte aspecte, sunt și alte elemente, dar nu vreau ca să monopolizez eu discuția. Lăsăm să vorbească și dumnealui, dacă tot... Da, acum, elementele sunt multe care pot fi discutate. Noi am spus că în cadrul campaniei Medierea pentru Toți am avut un proiect inclusiv a lua pe contul propriu al Asociației Camera Mediatorilor din România difuzarea acestui spot care a fost construit sau a fost creat încă din 2012. Nu s-a putut, nu s-a găsit soluții. Am spus, iau prin modul meu de lucru, am angajat inclusiv o persoană în București care este permanent la toate televiziunile centrale și aceste televiziuni, după ce au înțeles menirea de interes public a medierii, au semnat cu noi, cel puțin televiziunea română, TVR1, TVR2, TVR3, au semnat acel protocol de colaborare și până la finele anului va fi difuzat acel spot publicitar pe toate cele trei canale. De asemenea, suntem și cu alte televiziuni, n-am să le dau numele în momentul de față. Mulțumesc că și dumneavoastră ați fost amabil și ați înțeles că rolul și rostul medierii este de o importanță majoră pentru țară și ați acceptat și dumneavoastră să difuzați pe Tele Moldova și pe televiziunea Prima TV, tot ce înseamnă acel spot de promovare. Acel spot este, cum a spus, stă de mult, aștept să fie publicat, nu s-a dorit, nu s-a putut, nu am înțeles din ce cauză și atunci am luat pe cont propriu asociația, deci și această operațiune intra în programul acela care l-am pornit în cadrul ciclului de activități Medierea pentru Toți. Sunteți bun ca șef al promovării în cadrul Consiliului. Probabil. Văd că ați știut, ți-a intrat la Consiliul, a aprobat prin vot difuzarea în regim de anunț de utilitate publică. Da, pentru că costă foarte mulți bani. Da, și am reușit să demonstrăm și atunci este un lucru bun. Sperăm să fie la cât mai multe televiziuni ca să fie informată cât mai mult populația și cât mai mult autoritățile statului, pentru că, așa cum spune și domnul Chelaru și cum spune legea, nu numai noi, medierea este o activitate de interes public. În cadrul campaniei pe care o derulăm, am vizat două modalități de tratare a problemelor. Problemele organizatorice și problemele legislative. Deci avem două componente în ceea ce înseamnă medierea. Problemele organizatorice, care înseamnă că noi ne putem organiza mai bine, noi spun mediatorii la nivel local, la nivel central, iar că acum candidăm din nou pentru Consiliul de Mediere și atunci avem nevoie de oameni noi cu putere de muncă, cu cunoștințe în domeniul gestionării conflictelor și a managementului conflictelor și nu în ultimul rând a managementului unei afaceri, care să înțeleagă că medierea trebuie să devină o afacere, iar toată lumea trebuie să câștige. Trebuie să câștigi mediatorul care este profesionist al conflictului împreună cu părțile care au nevoie de conflict și cu autoritățile statului și organele judiciare care, într-adevăr, sunt ajutate de modul de soluționare prin medierea conflictului. Iar dacă atunci, când am reușit să finalizăm un acord de mediere sau acordurile sunt finalizate, în acel moment toată lumea este câștigătoare. De această cauză spuneam că noi facem toate demersurile care țin de noi de organizare și în cadrul acestor demersuri am enumerat inclusiv acest pod de promovare la nivel național, inclusiv acele protocoale de colaborare de care am vorbit cu toate instituțiile care au posibilitatea să contribuie inclusiv la a participa la mediere și a sprijini medierea și nu în ultimul rând spun că este nevoie de o mai bună gestionare a tuturor treburilor din mediere. În condițiile în care noi, în momentul de față, suntem în plin proces de alegeri, cred că este bine de pus accentul ceea ce trebuie făcut în viitorul Consiliu, ceea ce trebuie să se gândească mediatorul când votează, pe cine votează? Votează pe cineva care are cunoștință în domeniul medierii sau învață ceva despre mediere ajungând în Consiliu. Cred că deja trebuie să vorbim de profesioniști în domeniul mediere care știu să gestioneze și să aibă un management al analizei
activității de mediere în așa fel încât să fie eficient. Și aici am propus eu niște teme de studiu pentru mediatori și spre soluționare care trebuie să fie pentru viitorul Consiliu. Și am vorbit în primul rând de organizarea proprie prin adoptarea de urgență a statutului mediatorului, adoptarea de urgență a unui nou regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Mediere ca să fluidizeze activitatea și să creeze un cadru optim de desfășurare operativă a întregii activități de mediere, să dezvoltăm acel sistem de promovare a medierii astfel încât pe fiecare canal de televiziune să fie permanent în fiecare zi promovată medierea, pentru că este într-adevăr de interes public. Trebuie create acele protocoale, cum am vorbit eu, niște dialoguri interprofesionale cu celelalte profesii. De fiecare dată, am să exemplific aici, de fiecare dată mediatorul, pe bună dreptate poate, se plânge că intră într-un conflict cu avocatul, intră într-un conflict cu notarul, intră într-un conflict nejustificat cu judecătorul sau cu alte organe și instituții ale statului. Și atunci vin și spun că trebuie creat un dialog interprofesional între toate profesiile cu care intrăm în complementaritate, că nu este corect să spunem concurență, pentru că nu concurează avocatul cu mediatorul, ci sunt profesii complementare. Deci s-a creat această... Este o mentalitate greșită. Nu concurează notarul cu mediatorul, pentru că sunt profesii complementare. Notarul are atribuțiile lui, mediatorul are atribuțiile lui. De asemenea, atunci când un acord de mediere este finalizat, acel acord de mediere ajunge să fie validat de către instanță și se dă o hotărâre de expedient. Deci judecătorul verifică condițiile de fond și de formă ale acordului, iar dacă mediatorul și-a făcut treaba bine, atunci și rezultatele vor fi bune. Se va valida acel acord și atunci rezultatul este final corect și corespunzător. Dar ce ne facem când atunci când judecătorul în loc să se pronunțe prin hotărâre de expedient pune pe rolul instanței dosarul ca un dosar nou de la zero, nu-l consideră că este vorba de o mediere, să dau un termen și părți în loc de să devin cele două care au participat în procedura de mediere devin reclamant și părât și dintr-o dată sunt tulburate că n-au înțeles lucrul acesta. Ce facem atunci când nu se înțelege bunul mers al mecanismului în procedura de validare a acordului de mediere și nemulțumirile care apar când mediatorul este pus să mai facă modificări, completări ale acordului. În această cauză vrem un dialog interprofesional cu judecătorii. Vrem crearea unui parteneriat, unui protocol de colaborare cu, la nivel central cu Consiliul Superior al Magistraturii, vrem crearea unui parteneriat cu Uniunea Națională a Notarilor Publici, vrem crearea unui parteneriat cu Uniunea Națională a Barorilor din România, Ministerul Public și Ministerul Învățământului am prins în proiectul meu pentru, și alte instituții, dar încerc să le justific pe acestea pentru că în momentul în care vorbim de mediere, eu sunt de părere că dacă am reușit să întocmim viitorul Consiliu un protocol cu Ministerul Învățământului, am putea să introducem în curicula școlară, atât la preuniversitar cât și la universitar, medierea măcar ca metodă opțională, ca modalitate opțională. Să fie medierea, să fie celelalte metode, să fie cunoscute și atunci să se genereze o cultură a medierei, în sensul că de la grădiniță până la cel care termină doctoratul, să știe că mai sunt și alte metode, nu numai judecător, însă cel care soluționează un conflict. Și atunci, dacă am reușit să obținem o asemenea abordare în dimensiunea ei amplă a medierei, știu că peste ani medierea va deveni ceva normal. Atunci când... Așa că în alte state. Ca în alte state și ca într-o societate civilizată în care se înțelege că cel mai bine știi tu când ai generat un conflict ce asta la baza conflictului. Nu trebuie să decide altcineva pentru tine. Asta este pe linia învățământului. Dacă spuneam despre un protocol cu corpul avocaților, Uniunea Națională a Barorilor din România. Aici avem avantajele care ne conferă faptul că avocații vor cunoaște procedura de mediere, vor înțelege că nu ne ducem peste ei, ei și-au rolul și locul lor în procesul de mediere, mediatorul și-are rolul lui, deci nimeni nu se suprapune cu nimeni, ci fiecare contribuie cu ceva la bunul mers al justiției.
Pentru că, în final, acordul de mediere, dacă a fost construit corect, în prezența și a avocatului părților, sau fiecare din părți cu avocatul lui, au reușit să genereze niște plus valoare care este în interesul, până la urmă, a cetățeanului care participă în procedura de mediere. Dacă reușim să încheiem un protocol cu Uniunea Națională a Notarilor Publici, o să vedem că sunt avantajele generate de cunoașterea reciprocă a celor din cele două profesii și atunci o să se vadă că mediatorul își are locul lui, notarul își are locul lui, nu se suprapun. Atunci când este vorba de autentificare, se duce cetățeanul să autentifice la notar, când are un conflict se duce la mediator. Și toate acestea într-o largă dezbatere și cunoaștere a problematicii tuturor profesorilor cu care intrăm în contact. Este foarte bine, de exemplu, au generat protocoale de colaborare cu colegii medicilor, pentru că avem dimensiunea malpraxisului medical. E bine să discutăm și cu orice altă instituție a statului, pentru că la un moment dat, directivele europene ne vor obliga și deja vorbim că este vorba de nevoia de a participa inclusiv a instituțiilor statului la mediere. Și atunci pentru aceasta este nevoie de dialog. Întâlnim, ați văzut sau n-ați fost la o întâlnire care am avut-o noi cu cetățeni din cartier. Ați văzut că din 45-50 de oameni cât erau în sală, nimeni nu știa despre procedura medierii. Dacă și... spuneți de zona Canta, da, în Canta. Nu mai știu, știu că mi se pare că Maxim, și ați văzut la centru... și discuțiile care au fost pe tema aceasta. Foarte important, foarte interesant. Deci, noi trebuie întâi și întâi să ne organizăm mai bine și apoi în planul 2 avem obiectivele de modificare a legii. Modificarea legii cred că trebuie să fie de substanță și cred că trebuie să vină într-un proces în care să antreneze mediatori în ansamblu, corpul mediator din România. Și la solicitarea Consiliului de Mediere prin reprezentanți, până la urmă. Nu? E o problemă strategică. Am încercat să știți că conferința Medierea în Cotro, care are loc în 26-1 martie, vizează tocmai latura critică atât a activității Consiliului, cât și a instituțiilor statului care au atribuții în mediere și n-au făcut ceea ce trebuie. Deci dacă analizăm, stăm obiectiv și analizăm activitatea Consiliului de Mediere, au fost sincope, dar noi avem niște atribuții strict determinate de articolul 20 din lege. În mare, atribuțiile acelea din articolul 20 au fost respectate și s-au făcut demersuri pentru buna funcționare. În schimb, din punct de vedere al activității legislative, am avut permanent șicane, să le spun, nu le spun altfel. S-au introdus acea procedură de informare, care apoi de la procedura de informare a fost introdus că poate să o facă oricine informarea. A fost bulversare în sistem. Rolul și mecanismul procedurii de informare a fost unul și a fost gândit la un moment dat ca să fie acel mecanism prin care părțile ajung în birou unui mediator, urmând ca ulterior mediatorul prin competența sa să poată să determine părțile să rămână la mediere. Știți că am vorbit de sute de ori acest lucru. A fost înțeles greșit de alte profesii și inclusiv de către instituții ale statului. Ați văzut că a fost o decizie a Curții Constituționale care a spus că informarea nu este necesar să fie făcută pentru că orice cetățean care este major și îndeplinătatea facultăților mentale trebuie să cunoască legea, e clar, toată lumea trebuie să cunoască legea. Ori legea, într-adevăr, este obligatorie să fie cunoscută. Numai că noi făceam o muncă de pionerat în a informa cu privire la mediere. S-a considerat că nu trebuie să facem această muncă obligatorie, ci să o facem într-un context facultativ. Să facem această muncă în condiții în care clientul dorește medierea, să-l informăm și mai bine despre ce este vorba în procedura de mediere. O să facem și lucrul acesta, numai că tot în această decizie a Curții Constituționale, undeva în punctul 33-34 la motivare, spune că statul poate crea niște mecanisme prin care să sprijine și să creează niște condiții pentru a participa în instanțe. Cred că medierea trebuie să fie o fază prealabilă. În proiectul de lege pe care îl avem de gând să-l lansăm până săptămâna viitoare, cred că luni, o să fie trimis în țară la toți mediatorii, speră să fie subiect de dezbatere pentru conferință, vizăm o schimbare de abordare, abordare care am și în programul de candidatură, în sensul că
medierea să fie fază prealabilă în conformitate cu articolul 193 din Codul de Procedură Civilă, care îmi stabilește posibilitatea, îmi creează cadru și am cadru legal de fază prealabilă a unor anumite procese. Și doi, să vedem cum mișcăm lucrurile ca atunci când partea care nu se prezintă la mediere, ce trebuie să facă judecătorul, și încercăm să creăm, să corelăm faza prealabilă a procedurii de mediere cu obligația trimitere de către judecător a părții care nu a vrut să participe, să participe la mediere. Pentru că aici, dacă vorbim după legea italiană a medierii, care a dat niște rezultate remarcabile, vorbește de medierea. Sunt trei moduri de a privi medierea, sau în trei moduri este împărțită. Medierea voluntară, medierea judiciară și medierea obligatorie. La medierea voluntară este ceea ce avem noi în momentul de față în România. Medierea judiciară vine și dă posibilitatea judecătorului ca ori de câte ori consideră necesar că poate să se găsească o soluție prin mediere asupra conflictului sau a litigiului pe care îl are despre gestionare, trimite părțile la o ședință de mediere. Și această ședință preliminară de mediere este obligatorie. Este neplătită, părțile nu o plătesc nici în Italia, dar în schimb au obligația să se prezinte. Dacă reușesc să găsească soluția, foarte bine, se întorc cu acordul de mediere în forma pe care l-au găsit. Dacă nu, procesul este continuat de judecător. La fel este și în cazul medierei obligatorii. Medierea obligatorie este pentru anumite categorii de litigii, printre cele care s-ar putea găsi și la noi. Și atunci, cele care ar putea să fie ca fază prealabilă, deci obligatorie până la urmă, dar noi folosim termenul obligatoriu pentru că deja am încălcat, din punct de vedere constituțional, articolul 21, spune fază prealabilă, așa cum prevede articolul 193 din Codul de Procedură Civilă. Și în aceste condiții, împreună cu îmbunătățirile pe care vrem să le facem cu introducerea judecătorului delegat. Vedem că avem judecător delegat la Registrul Comerțului, vedem că avem alte categorii de judecători delegat, facem să găsim o variantă de judecător delegat pentru a încuvința acordurile de mediere. De asemenea, avem niște variante de lucru, să vedem în ce măsură corpul mediatorilor vor fi de acord și le vor însuși acele acorduri de mediere pentru care, dacă nu a fost atacat în termen de 15 zile la instanța judecătoriei din raza sediului unde a fost biroul mediatorului care a soluționat acel conflict, dacă nu a fost atacat în termen de 15 zile, atunci se poate fi investit formula executorii. Deci, de gândim la niște variante care să fie fezabile, practice și de îndată să producă efecte. Dacă acestea vor fi valabile sau nu, ne va spune viața în viitor și propunerile pe care vrem să le lansăm săptămâna viitoare în dezbaterea tuturor mediatorilor în țară, sper să fie de bun augur și dacă vor fi însușite de colegii mediatori, urmează să relansăm într-adevăr procedura de mediere prin mecanismele de dezvoltare, să spunem, a profesiei prin mecanisme legislative. Și sperăm să obținem ceea ce ne propunem, împreună cu ceilalți colegi sau, dacă nu, printr-un grup de inițiativă care este al nostru, al Camerei Mediatorilor. Nu vreau să dezvolt mai mult pentru că și sâmbătă la întâlnirea de la Suceava, care am avut-o cu colegii mediatori din Suceava, s-a dezbătut această temă și s-a desprins o concluzie la care noi lucrăm acum. Această concluzie este prematur, poate într-o altă emisiune cu dumneavoastră, că nu o să fie coapte toate condițiile. Viitoare, miercuri, poate cu mai mulți, poate facem o dezbatere cu mai mulți colegi mediatori. Și atunci această nouă lege a medierii care va apare luni, probabil trimisă pe site-urile noastre și pe mail-urile tuturor mediatorilor, să ne poată oferi o perspectivă nouă, sigur, în a regândi medierea. Dacă în țară colegii vor recepta corespunzător, noi avem propuneri, dacă bineînțeles, grupul de lucru este plecat, ideea vine de la Suceava, de la mediatorii din Suceava. Noi, grupul de lucru de la Iași, lucrăm deja pentru a face ceea ce spun că ne-au cerut cei de la Suceava, că a fost o idee dezbătută și nu s-a desprins concluziile, și atunci vrem ca săptămâna aceasta să reușim să punem în pagină, am pus, cred că 25-30 de articole luni, marți și astăzi, se lucrează un grup de mediatori curajos și inimoși, sperăm că luni să putem lansa pe site-uri și mail-uri tot ceea ce s-a lucrat. Dacă răspunsul corpului profesional a tuturor mediatorilor sau a mare majoritate dintre ei vor spune că este bine ce
ce am lucrat, vom merge și vom cere sprijinul celor în drept ca să aprobe această lege. Dacă nu, este de găsit alte formule sau de completat cu alte îmbunătățiri sau și alte colaborări pentru a obține rezultatele dorite. Dar cert este că nu putem singuri. Suntem un corp profesional, dar suntem în slujba cetățeanului și în slujba statului. Și atunci cetățeanul vine înspre noi, putem să-i oferim, dar și statul trebuie să vină să ne ofere garanția bunei desfășurări a procesului de mediere. Pentru că nu în ultimă instanță, recomandările Consiliului Europei sunt de așa natură. În 2013 a intrat în vigoare o recomandare 11 în 2013, prin care se trasează statelor găsirea de soluții pentru soluționarea alternativă a litigiilor. Deci deja intrăm în domeniul protecției consumatorilor, deja intrăm într-o accentuare a modului în care Uniunea Europeană vrea să se implice la nivelul tuturor statelor europene pentru a dinamiza procesul de soluționare alternativă a conflictelor. Știți că noi acum vorbim de mediere, dar pe lângă mediere mai sunt N metode și probabil o să discutăm și despre ele, dar astăzi face obiect medierea. Discuta. Mai sunt vreo 5 minute, aș vrea să... Dacă îmi permiteți, foarte, foarte pe scurt, din expozeul bine documentat și argumentat al domnului Costa, a rezultat că proiectul său de plan managerial sau declarația de intenție are două mari categorii de probleme. Este vorba de niște obiective organizatorice care fac vorbire de niște schimbări, modificări în plan intern al medierii și al mediatorilor și respectiv de obiective legislative. Și a spus dumnealui despre ce este vorba. Încă nu am spus tot, pentru că așa este bine să păstrăm... Nu numai, dar ne-am propus și un ciclu de emisiuni exact, pe care le vom dezvolta până în martie. Eu aș accentua în planul acesta al obiectivelor organizatorice obligativitatea adoptării cât mai curând posibil a statutului profesiei de mediator. Vreau să vă spun că la nivelul țării, corpul profesional al mediatorilor deja are o formă, un proiect al statutului și se dorește ca noul Consiliu de Mediere în primele sale ședințe să ia în discuție acest statut și să-l adopte. Vreau să vă spun că noi mediatorii suntem o profesie liberală. Orice profesie cu liberă practică are ca instrument juridic de bază un statut în care se arată modul de intrare în profesie, sancțiuni, ieșire din profesie și alte elemente. E, toate aceste probleme le-am spus în statutul care este acum în discuție și una din propuneri, domnul Costea a spus ceva, dar vreau să sublinez, a pornit chiar de la Camera Mediatorilor din Iași. Practic, în toată țara au fost 3 propuneri de statut, din care prima și cea mai consistentă și cea mai bună a fost a Camerei Mediatorilor din Iași, care practic a asigurat mai mult de 80% din actualul statut. E, acest statut, și rugăm pe domnul Costea în numele mediatorilor să fie supus analizei, discuției și adoptării, pentru că avem nevoie de acest instrument juridic. Și a doua chestiune, statutul să fie pus în corelare cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Mediere și să fie o armonizare între cele două instrumente juridice. Pentru că acest regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Mediere trebuie să fie un instrument care să asigure activitatea și organizarea acestui Consiliu de Mediere, cum arată și denumirea, și nu a profesiei. Profesia este organizată și este reglementată de statut. Iată două aspecte extrem de importante, care practic sunt primele două puncte esențiale din obiectivele de natură organizatorică. Aș vrea să intervin, dacă tot mai avem 2 minute până la finalul emisiunii, să vorbim de conferință. Conferința aceasta are loc 26, 27, 28, 1 martie. La Iași. La Iași. Sunt înscriși până în momentul de față 100 de mediatori din toată țara. Sunt invitați de la cele mai înalte instituții din statul român. Cei care participă au beneficiu a 12,5 puncte profesionale pentru participare la conferință. Pot să ia și cuvântul și să prezinte diverse teme și dezbateri, să și coordonez dacă sunt doritori, dar în același timp vreau să spun că această conferință va fi unicat în istoria medierii. Nu se va discuta pe laude, se va critica, cum am spus, atât activitatea celor în drept în cadrul Consiliului de Mediere care a fost, se va face o analiză tranșantă, dură, așa cu chirurgical, putem spune, pentru a scoate în evidență dacă a fost ceva bun
bun, dar în primul rând ceea ce trebuie să facă instituțiile statului, Parlamentul României, Guvernul României, ce trebuie să facă celelalte instituții, pentru că, din păcate, să încep eu acum să fiu critic, pentru că, din păcate, am spus că nu se cunoaște despre mediere. Și aceasta este o tragedie la nivelul sistemului juridic din România, că nu se înțelege despre rolul și beneficiile medierii în procesul de judecată, în procesul de urmărire penală, în procesul de soluționare a conflictelor. Este de multe ori strigător la cer să vezi că nu se respectă procedura. Avocatul, eu spun în cunoștință de cauză, pentru că mediatorii mă sesizează cu nemulțumiri de la poliție, de la instanțe, de peste tot. Și atunci acele nemulțumiri sunt aduse la mine. Și acele nemulțumiri vizează, domnule, a nu soluționa, așa cum spune textul de lege, acordul de mediere care a fost depus la instanță. Să fie pus din nou pe rolul instanței de judecată ca un proces de drept comun, nu este corect. El trebuie să fie soluționat de îndată, în ședința de Camere de Consiliu, pentru să dă hotărâre de expedient, pentru că așa spune. Nu înțelegem de ce colegii de partea cealaltă care trebuie să valideze nu fac lucrul acesta. Dacă nu fac, cerem Parlamentului că avem o propunere în sensul de a dinamiza activitatea instituțiilor permanente de arbitraj care, slavă Domnului, au început să se controleze în România și încep să funcționeze. Numai noi lansăm în luna martie 8 instituții regionale de arbitraj, în sensul că se vor numi Tribunalul Internațional de Arbitraj Judiciar în cele 8 regiuni de organizare a României, deci inclusiv acolo mediatorii se vor putea duce, dar avem nevoie și de un cadru legislativ, în sensul că acordul de mediere să poată fi validat fie de instanța de judecată, mai dau ceva din ce spuneam mai devreme, sau de către instituția permanentă de arbitraj. Și atunci răspunderea cade în sarcina arbitrului. Cred că cele două profesii, mediera și arbitrajul, sunt complementare și atunci, fiind amândouă de esența dreptului privat și de posibilitatea de soluționare cu oameni din afara cadrului justiției statale, se poate să găsească o formă de a intra pe piață mai bine decât în momentul de față. Nu excludem și rolul instanței, dar să crească și rolul instituțiilor permanente de arbitraj. Pentru că și în momentul de față putem vorbi de un acord de mediere care a fost înserat într-o hotărâre arbitrală și invers, vorbind de procedura de arm, meci, medar, dar este o procedură mai greoaie și nu este înțeleasă. În practică funcționează. În teorie, oamenii, cetățeanul simplu, gândind, dar ce trebuie să mai mă duc așa acolo? Deci, noi o avem la îndemână, dar vrem să o introducem încă un element pe care îl dau din casă, încă nu putem fi gata, inclusiv de a pune accentul pe instituțiile permanente de arbitraj care sunt recunoscute de legea română și sunt recunoscute ca alternativă la justiția statală, așa cum vorbește codul de procedură civilă. Domnule președinte, domnule prim-vicepreședinte, cu voia dumneavoastră ne oprim aici și ne putem vedea miercuri viitoare pentru o dezbatere, o discuție cu invitați, studioul nostru permite acest lucru și poate vineri pe o tematică precisă din cele 50 de subiecte pe care ni le-am propus împreună cu Camera Mediatorilor din România. Da. Vă mulțumesc pentru astăzi. Și eu vă mulțumesc și sper să fiți alături de noi, cum ați fost și până acum. Nici nu putem altfel, întrucât și eu și toată lumea când trece pe la barieră pe acolo se împiedică de mediatorul Petru Săsilă cu dobre patronul care este la comat, ca să glumim așa. Domnia sa mi-a făcut onoarea să mă ia partener. E drept că subiectele pe care le abordez eu sunt mai puține, grație gradului de ocupare, dar sunt acolo și sunt onorat că pot iată dialoga cu dumneavoastră pe această temă. Stimați telespectatori, ne oprim aici. Bună ziua, bună seara Iași, bună seara Moldova. Petru Făsilă vă spune cele bune. Mulțumesc invitațiilor mei, vă mulțumim și dumneavoastră. Rămâneți aproape, după publicitate dăm legătura colegilor de la Prima TV București, iar pe Telemoldova dăm legătura la Botoșani, în direct. Colega noastră, Oana Filip, de acolo, va avea invitat în studioul nostru teritorial de la Botoșani. Continuăm la 19 cu dedicații muzicale pe strada Lăpușneanu, așa cum avem noi decorul aici, cu artiști de la Rădăuți, de la Suceava, de la Botoșani, dar și cu dumneavoastră, cei din mediul rural și nu numai, pentru că suntem 24 de ore din 24 conectați pe răm la așteptările dumneavoastră. Petru Făsilă vă spune cele bune. Bună seara, Moldova!
Ai un conflict? Încearcă medierea. Medierea, alternativa la instanța de judecată. Medierea rezolvă conflictul rapid și cu costuri reduse. Mediatorul ajută părțile să găsească soluția potrivită. Prin mediere, soluția este în mâinile tale. Găsești tabloul mediatorilor autorizați pe www.cmediere.ro. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,